Scumpi prieteni, frați și surori în Domnul Iisus Hristos, vă salut și în această ocazie cu pacea Domnului Iisus în ceas de seară, deși ne mai despartă momente de sfârșitul acestui sabat, sabat care se va scurge în veșnicie cu poverile, cu rugăciunile noastre și cu toate acele lucruri pe care le-am predat în mâna Domnului în această zi. Îi suntem recunoscători pentru popasul acesta de odihnă, popasul acesta divin, oaza aceasta de liniște pe care Dumnezeu a oferit-o sufletelor noastre în ziua de sabat. În această seară, înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu, așa după cum ne-am obișnuit, mai întâi de toate am vrea să-i salutăm pe frații și pe prietenii noștri care ne urmăresc și în această ocazie, de oriunde v-ați afla fiecare dintre dumneavoastră, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și în aceste momente și să avem parte împreună de clipe prețioase în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Totodată spunem un bun venit prietenilor noștri de adevăr care ne urmăresc prin mijloacele de comunicare. În cursul zilei de astăzi am fost sunat de către niște prieteni de adevăr cu care am petrecut aproximativ 2 ore în jurul cuvântului Dumnezeu cu întrebări profunde, întrebări care îi frământă pe oameni în dorința lor de a descoperi adevărul lui Dumnezeu pentru aceste vremuri în care trăim. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei și pe toți aceia sinceri care îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Aș vrea acum să vă invit să ne plecăm pe genunchi pentru rugăciune, toți aceia dintre dumneavoastră care aveți posibilitatea și sănătatea vă permite, ne vom ruga lui Dumnezeu în aceste momente. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, în glorie și în mărire, în această ocazie venim din nou, Doamne, înaintea Ta să îți mulțumim mai întâi de toate pentru bunătatea Ta, îți mulțumim pentru odihna pe care vrei să o așezi în sufletul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce Tu ai făcut pentru noi în privința mântuirii până acum. Dar Te rugăm, Doamne, să nu ne lași să bâșbâim pe întuneric, ci să ne conduci Tu la ape de odihnă. Să ne pui picioarele pe stâncă, Doamne, și să ne ajut să pășim cu încredere prin credință în viitorul care este înaintea noastră, viitor care este nesigur pentru lumea din jur. Dar alături de Tine, Doamne, știm că putem birui totul. Binecuvintează în aceste momente, în timp ce vom studia din Sfânta Scriptură, binecuvintează pe aceia care ne urmăresc prin mijloacele de comunicare, vorbește, Doamne, fiecărui suflet și ajută-ne ca noi să ascultăm, dar să și împlinim cuvântul Tău. Căci ne-am rugat în numele Lui Hristos și îți mulțumim. Amin. Amin. Continuăm studiul nostru în această ocazie de seară din cartea Neemia și ne vom îndrepta atenția în Neemia capitolul 2 în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu. Sper ca și dumneavoastră să fiți la fel de binecuvântați prin intermediul acestor studii din Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum sunt eu și cei care ne aflăm în locul acesta, membrii familiei, pentru că ori de câte ori am citit Sfânta Scriptură, cât de mult, cât de des am citit Cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna este ceva nou de descoperit. Tezaurul acesta al adevărului Dumnezeu este atât de profund, atât de adânc și putem scoate noi și noi diamante spirituale din Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Neemia, capitolul 2, pagina 498 a Bibliei pentru cei care folosiți traducerea Cornilescu, pagina 498, Neemia, capitolul 2, și vom citi împreună de la versetul 1. În Neemia, capitolul 2, deja vedem experiența răspunsului la rugăciunile rostite de Neemia, zilele de post, strigătele, ocaziile de mijlocire și de mărturisire a păcatelor, așa cum am învățat dimineață, răspunsul pe care l-a primit Neemia din partea lui Dumnezeu atunci când el apela la făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu. Neemia, capitolul 2, și citim de la versetul 1.
În luna Nisan, anul al 20-lea împăratului Artaxerse, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului, niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Dimineața am subliniat, conform cuvântului Dumnezeu în Estera, capitolul 3 cu versetul 7, Sfânta Scriptură ne spune luna Nisan este luna întâi în calendarul ebraic. Luna Nisan este luna întâi. În Neemia, capitolul 1 cu versetul 1, am descoperit că în luna Chișleu a fost primită vestea, Neemia a primit veștile cu privire la starea nenorocită în care se găsea Ierusalimul, zidurile și porțile care erau arse de foc. Cartea Zaharia, capitolul 7, versetul 1, Biblia ne spune luna Chișleu este cea de-a noua lună în calendarul ebraic. Asta înseamnă că timp de o perioadă de 4 luni, Neemia s-a rugat, a postit, a jelit, a mărturisit păcatele sale și a poporului său, făcând apel la făgăduințele lui Dumnezeu cu un scop special. Un scop special. Și acest lucru ne este prezentat în Neemia, capitolul 1, cu versetul 11. Facem doar o scurtă recapitulare pentru a înțelege ce se întâmplă în Neemia, capitolul 2. Neemia, capitolul 1, Biblia spune, versetul 11. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi care vor să se teamă de numele Tău. Deci, cu alte cuvinte, Neemia spune, Doamne, ia aminte la rugăciunea mea, ia aminte la rugăciunea robilor Tăi. Deci erau și alții care erau angajați în lucrarea aceasta de rugăciune profundă. Asemenea unei lupe care concentrează razele soarelui într-un singur punct și în urma acestei călduri concentrate, o bucată de hârtie sau o frunză uscată poate să ia foc. Cam așa arăta viața de rugăciune a lui Neemia și ale prietenilor săi, robii lui Dumnezeu care se temeau de numele Său. Pentru ce se rugau ei în tot timpul acesta? Spune Biblia, ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi care vor să se teamă de numele Tău. Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Deci în timpul acesta de 4 luni, rugăciunile lui Neemia, zilele de post, erau îndreptate în mod special asupra împăratului Artaxerse. Doamne, mișcă Tu inima acestui împărat, fă să pot căpăta trecere înaintea acestui om și să pot prezenta durerea, povara mea, ceea ce mă apasă pe mine, starea nenorocită în care se găsesc, zidurile Ierusalimului, porțile care sunt arse de foc. Și acum, în capitolul 2, în prima parte a capitolului 2, este prezentată modalitatea în care Dumnezeu răspunde la rugăciunea lui Neemia, cum Dumnezeu găsește un timp prielnic pentru a răspunde la rugăciunea lui la 4 luni de zile de la primirea acelor vești teribile. Neemia, capitolul 2, citim. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerse, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Și împăratul mi-a zis, vreau să observați modul în care Dumnezeu lucrează. Se pare că inițiativa la discuția aceasta, care avea să soluționeze problema din mintea lui Neemia și starea nenorocită în care se găsea Ierusalimul, zidurile dărâmate, porțile arse de foc, discuția a fost începută de către împărat. Foarte interesant, frații mei. Știți, câteodată noi nu știm cum să începem o discuție cu aceea pentru care noi ne rugăm. Noi nu știm cum să începem o discuție spirituală cu privire la viața veșnică, cu privire la mântuire, când ne rugăm pentru cei dragi ai noștri. Doamne, pregătește Tu inima lor, dar parcă nu ne ajung cuvintele.
Parcă nu știm de unde să începem. Și nu puține sunt ocaziile în care acești oameni pentru care ne rugăm, ei încep discuția. Ei sunt cei care ne întreabă. Ei sunt aceia care ne îndeamnă pe noi și ne încurajează prin întrebările lor să vorbim despre planul lui Dumnezeu. Priviți ce spune Scriptura. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși, nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică. Vreau să observați aici un detaliu deosebit de important. Împăratul privește la fața lui Neemia și în timp ce îl privește, înțelege două lucruri. Unu, înțelege că Neemia nu este bolnav. Biblia spune, pentru ce ai fața posomorâtă și împăratul Artaxerse, acest împărat păgân, trage concluzia, spune, tu nu ești bolnav. Dar motivul pentru care tu ai fața posomorâtă este pentru că în inima ta este o întristare. Pe tine te frământă cu adevărat ceva. Există o problemă, există o situație care te neliniștește. Inima ta este întristată. Împăratul Artaxerse era foarte atent la limbajul trupului și noi trebuie să fim foarte atenți, prietenii mei. Haideți să citim din Cartea Proverbelor, la capitolul 15. Mergem în Proverbe, la capitolul 15 și am vrea să citim împreună de la versetul 13. Proverbe, capitolul 15, de la versetul 13. Este important să învățăm chiar și de la acest împărat păgân Artaxerse, liderul, regele Medo-Persiei la data aceea. Priviți ce spune Biblia. Proverbe 15, de la versetul 13. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Cu alte cuvinte, pasajul acesta ne spune, starea inimii este manifestată chiar și prin expresia feței noastre. Dacă inima este veselă, atunci și expresia feței noastre, atmosfera care ne înconjoară, este o atmosferă plină de pace, de bunătate, de bucurie, de dragoste. Dar în momentul în care inima noastră este mâhnită, expresia feței noastre transmite ce este înăuntru nostru. Haideți să citim și din Cartea Genezei. Poate nu-l credeți pe Solomon, acest bărbat înțelept care a fost inspirat de Dumnezeu și a primit înțelepciune de la Dumnezeu. Haideți să-l auzim pe Dumnezeu însuși făcând referire la acest principiu. Mergem în Cartea Genezei la capitolul 4. Geneza la capitolul 4 și vrem să vedem adresarea lui Dumnezeu în privința lui Cain. Geneza capitolul 4. Vrem să citim împreună de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare, din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Și Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare, ascultați, și i s-a posomorât fața. Observați, în urma mâniei sale, fața sa, expresia feței s-a schimbat. Și Dumnezeu spune, și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, expresia feței tale este un index a ceea ce se întâmplă în inima ta. Fața ta reflectă lupta sau bucuriile care pot fi în inima ta, în inima mea. Iar împăratul acesta păgân, Artaxerse, uitându-se la Neemia, a spus, pentru ce ai posomorâtă fața? Tu nu ești bolnav. Ci motivul este pentru că tu ai o problemă în inima ta. Este o întristare a inimii, este ceva care te frământă, este ceva care te neliniștește, este ceva care te apasă. Cât de bine ar fi ca și noi să învățăm acest principiu. Și atunci când privim la expresia feței oamenilor, când îi vedem pe oameni neliniștiți, apăsați, împovărați, să știm că este posibilitatea noastră de a deschide o discuție prielnică, prin care putem ajunge la inima oamenilor.
Frații și surorile mele, cât de atenți trebuie să fim noi la detaliile acestea atunci când avem de-a face nu cu zidurile fizice, cum învățam dimineață, ci cu zidurile construite din pietre vii, din oameni. Să ne uităm la oameni și să identificăm nevoile din viața lor. Nu să trecem pe lângă oameni asemenea unor jaloane care sunt ocolite. Dați-mi voie să vă mai prezint și o altă situație care nu este tocmai plăcută. Sunt oameni, în mod special în viața de familie, acesta este un dezastru. Sunt oameni care manifestă un spirit de genul acesta, o atitudine și o expresie a feței care arată foarte clar că ceva nu este în regulă. Dar când întrebarea este pusă, se întâmplă ceva cu tine sau este vreo problemă, este ceva în regulă, te apasă ceva și așa mai departe, răspunsul întotdeauna este nu am nimic. Dar fața ta, expresia ta, atitudinea ta, atmosfera care te înconjoară arată foarte clar că lucrul acesta nu este adevărat. Frații mei, este o tragedie să trăiești adesea lângă un astfel de om și să porți întotdeauna simțământul acesta al vinovăției că ai făcut ceva, ai greșit cu ceva, te-am supărat cu ceva și să trebuiască totdeauna să mergi între ghilimele să te închini și să-ți ceri iertare de la un astfel de om. Atitudinea aceasta este o atitudine otrăvitoare și când se întâmplă în viața unei femei în mod special, ce să mai spun despre viața unui bărbat, dar în viața unei femei când este manifestat acest spirit și întotdeauna trebuie să mergi și să vorbești, să-ți ceri iertare și să întrebi, s-a întâmplat ceva din nou și din nou, lucrul acesta usucă viața și în cele din urmă familia aceea va intra în mari probleme. Frații mei, împăratul a recunoscut că Neemia avea o problemă, ceva l-a păsa. Și când Neemia a auzit această replică din partea împăratului Artaxerse, Biblia spune că el a fost cuprins de o frică mare. De ce? Pentru că prin aceste cuvinte, Artaxerse ar fi putut să-i transmită lui Neemia: tu care ești paharnicul împăratului, tu care mă slujești pe mine atât de aproape, tu care ar trebui să ai în atenția ta grija mea și binele meu în timpul serviciului, tu nu ești concentrat pe deplin la lucrarea care este încredințată. Tu ești cu picioarele aici, dar mintea ta, inima ta este îndreptată în altă parte. Asta înseamnă că tu nu ești concentrat pe deplin asupra binelui meu. Mă simt în primejdie, Neemia. Îi spune Sfânta Scriptură, în cartea Neemia, capitolul 2, atunci m-a apucat o mare frică. Neemia știa că în momentul acesta există doar două posibilități. Rugăciunile sale, zilele de post care au fost prezentate înaintea lui Dumnezeu, făgăduințele care au fost prezentate înaintea lui Dumnezeu, să primească răspuns și Dumnezeu să miște inima împăratului, să capete trecere înaintea împăratului, sau chiar avea să plătească cu viața pentru această situație, o situație în care oboseala, o situație în care nopțile nedormite în urma rugăciunii, povara lui, întristarea inimii pentru situația care se găsea, în care se găsea Ierusalimul, a ieșit în cele din urmă la iveală. Neemia, timp de 4 luni, între ghilimele spun, a putut ascunde această atmosferă din inima lui și s-a rugat la Dumnezeu, împlinindu-și cu credincioșie datoriile de fiecare zi. Dar într-o zi, a fost exact ziua în care Dumnezeu a vrut să lucreze și să ofere răspunsul la rugăciunile și la strigătele pline de credință, vom vedea, ale lui Neemia. Versetul 3. Și am răspuns împăratului: trăiască împăratul în veac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Vreau să observați dumneavoastră tactul lui Neemia aici. Neemia este pus în față cu o întrebare, cu o remarcă. Este o întristare a inimii și în momentul acela Neemia schimbă atmosfera discuției și spune să trăiască împăratul în veac. Viața împăratului, bine să fie împăratului. Și apoi el spune motivul sau tristețea inimii sale ce l-a păsat.
Cum să n-am fața tristă? Când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse în foc. Neemia este cel care prezintă acum povara sufletului său. Și acum ascultați ce spune Biblia. Și împăratul mi-a zis. Ce cere? Împăratul, mișcat de aceste cuvinte ale lui Neemia, simpatizează oarecum cu durerea lui Neemia, cu această declarație. Mormântul părinților mei, cetatea în care se găsește mormântul părinților mei este distrusă, porțile sunt arse de foc. Și împăratul aude și el spune, ce ceri? Care este dorința ta? Sau mai bine zis, cu ce te-aș putea ajuta eu în problema aceasta care te frământă pe tine? Frații și surorile mele, ce Dumnezeu minunat slujim, vedem în acest capitol intervenția măreață plină de puterea lui Dumnezeu și timpul acela de 4 luni de rugăciune, de post, de strigăte, de apelare la făgăduințele lui Dumnezeu. Acum împăratul întreabă pe Neemia. Neemia, tu ce ceri? Ce cer Neemia? Spune Biblia, eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor. Dependența lui Neemia de Dumnezeu. Când împăratul l-a întrebat ce ceri, ce ai nevoie, în momentul acela Neemia a spus, Doamne, eu nu pot să depind de înțelepciunea mea, chiar dacă sunt paharnicul împăratului, sfetnicul împăratului. Spune Biblia că în momentul acela Neemia s-a oprit și s-a rugat. Atenție, Neemia nu a spus împăratului, Artaxerxes, împărate, stai puțin. Dă-mi voie să mă duc să rostesc o rugăciune și apoi vin și îți dau un răspuns. Oare cum a arătat rugăciunea lui Neemia în momentul acesta? Vă gândiți dumneavoastră? Cum a arătat? Pentru că împăratul a adresat o întrebare și nu poți lăsa pe președinte, pe împărat, pe acest demnitar al statului să aștepte până când tu răspunzi. Nu este de bun gust. Sfânta Scriptură spune, Neemia s-a rugat. Probabil că rugăciunea lui a fost, Doamne, Doamne ajută-mă. Sau poate, Doamne, dă-mi înțelepciune. Doamne, adu-mi aminte ce m-am rugat în aceste 4 luni de zile. Doamne, nu mă lăsa să vorbesc eu. Spune-mi Tu ce este mai important. Nu știm cum a arătat rugăciunea lui. Dar rugăciunea lui a fost o rugăciune simplă. Rugăciunea lui a fost rugăciunea unui om care se găsea la locul de slujbă. El era paharnicul împăratului. El era la slujbă, el era acolo în atelierul de tâmplărie, el era acolo în atelierul de reparat mașini, el era cu aparatul de sudură în mână, el era cu pensula de vopsit, el se găsea acolo în activitatea lui și el se ruga pentru șeful lui. Era la locul de muncă și în timp ce lucra acolo la muncă, el se ruga la Dumnezeu ca Dumnezeu să dea cuvinte prin care să poată vorbi celor care erau în jurul lui. Este această atitudinea noastră, frații mei, la locul de muncă? Este această atitudinea noastră în lucrurile în care suntem angajați în fiecare zi, când suntem întrebați de colegii, de prietenii noștri, să ne rugăm la Dumnezeu atunci să spunem, Doamne, vorbește Doamne prin mine. Nu mă lăsa să particip și eu în discuția aceasta de glume proaste, bancuri fără gust și care n-au nimic de a face cu slava ta. Ajută-mă, Doamne, să îndrept atenția, discuția aceasta în direcția care trebuie. Aceasta a fost atitudinea lui Neemia. Și este privilegiul nostru, frații mei, cei care vrem să fim asemenea lui Neemia în aceste zile din urmă, să avem și noi această atitudine. Aș vrea să vă citesc din cartea Profeți și Regi. Profeți și Regi, la pagina 629, 630, capitolul Bărbatul Ocazii. Ascultați ce spune aici. Spune așa, a te ruga așa cum s-a rugat Neemia, în acel ceas de nevoie, este o posibilitate la îndemâna creștinului în împrejurări, când alte forme de rugăciune nu pot fi posibile. Truditori sau muncitori, în mersul împovărat al vieții, aglomerați și aproape copleșiți de încurcături, pot înălța la Dumnezeu o rugăciune pentru călăuzire divină. Călătorii pe mare și pe uscat,
Când sunt amenințați de vreo primejdie, se pot preda în felul acesta protecției cerului în vremuri de primejdie sau greutăți neașteptate. Inima își poate înălța strigătul după ajutor aceluia care s-a angajat să vină în sprijinul celor credincioși ai săi, oricând îl cheamă, în orice împrejurare. În orice stare, sufletul împovărat cu amărăciune și grijă sau asaltat crunt de ispită poate găsi asigurare, sprijin și ajutor în dragostea și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu care își păstrează legământul. Cum Neemia s-a rugat și noi ne putem ruga. Și noi putem să ne prindem de brațul puterii lui Dumnezeu și să primim har, să primim ajutor la vreme de nevoie. Ce ceri, Neemia? Care este dorința ta? De ce ai tu nevoie acum când mi-ai spus că zidurile stau dărâmate, porțile sunt arse de foc? Cum te pot ajuta eu pe tine în această problemă? Și el s-a rugat. Neemia, capitolul 2, și spune Sfânta Scriptură, începând de la versetul 4. Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerului și am răspuns împăratului. Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, dacă am căpătat trecere înaintea ta, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis atunci. Observați, împăratul se găsea lângă împărăteasă, era un timp prielnic. Era un timp în care împăratul era bine dispus, inima lui era deschisă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în momentul acela, Neemia i-a spus, dacă tot mă întreb ce vreau, te rog împărate, dacă sunt plăcut înaintea ta, dacă ți-a plăcut cum eu slujesc, dacă mă vezi un om de încredere, dacă mă vezi un om care îți dorește binele, am și eu o povară. Întristarea acestea inimii, dă-mi voie să mă întorc în Iuda și să zidez și să lucrez, așa după cum Dumnezeu a pus povara aceasta în inima mea. Și acum, împăratul îl pune pe Neemia în fața unei situații de la care noi avem foarte mult de învățat. Și în ceea ce vom citi în următoarele momente, vom descoperi că rugăciunile lui Neemia în cele 4 luni de zile nu au fost niște rugăciuni hazardate. Nu au fost niște rugăciuni că poate, că s-ar putea, că cine știe, va interveni Dumnezeu. Ci au fost niște rugăciuni pline de credință, încât în cele 4 luni de rugăciune, de post, de mărturisire a păcatelor, de apelare la făgăduințele lui Dumnezeu, Neemia nu odată și-a pus întrebarea, și dacă îmi dă voie, cum voi proceda eu mai departe? De ce am eu nevoie pentru a face lucrarea aceasta care Dumnezeu a pus-o pe inima mea? Fiți atenți ce spune Biblia. Neemia, capitolul 2, și citim acum de la versetul 6. Împăratul lângă care ședea împărăteasa mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? O întrebare bruscă, o întrebare simplă, o întrebare pusă din partea împăratului atunci. Și împăratul îi spune, bun, tu vrei să te duci să zidești, tu vrei să te întorci în Iuda, vrei să refaci situația aceasta care te îndurerează pe tine, care te întristează, ziduri dărâmate, porți de foc. Cât timp îți trebuie? Și când te vei întoarce? Numai nu spuneți că în momentul acela Neemia a început să-și facă socotelile în mintea sa și s-a gândit cam cât timp i-ar trebui atunci în momentul în care a fost pusă întrebarea. Departe de a fi adevărat prietenii mei. Ci răspunsul la întrebarea aceasta a fost stabilit în mintea lui Neemia prin credință în cele 4 luni de zile de post, de rugăciune și aici descoperim cât Neemia, cât de bun planificator al lucrării lui Dumnezeu era Neemia. Neemia avea o gestiune foarte bună a timpului. Neemia era un strateg. Neemia și-a pus nu odată întrebarea în cele 4 luni de zile, Doamne, și dacă împăratul va fi de acord și îmi va da posibilitatea ca eu să zidesc să mă întorc, dacă cumva îmi va pune întrebarea de cât timp am nevoie, ce am să spun eu, Doamne?
Ce am să spun eu? Și de aceea, acum Neemia, când este pus față în față cu întrebarea, el răspunde imediat și spune, iată cât timp am nevoie. Iată și când promit că mă voi întoarce. Priviți ce spune Biblia mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu spune, în versetul 6, împăratul lângă care ședea și împărăteasa mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am hotărât o vreme. Împăratul a spus, sunt de acord, poți pleca. Dar împăratul a pus o întrebare, cât timp ai nevoie și când te vei întoarce? Și Neemia a avut un răspuns. Neemia a trebuit să spună, mă întorc pe data aceasta, de atât timp am nevoie. Frații și surorile mele, Neemia când s-a rugat în acele 4 luni de zile, rugăciunile lui au fost pline de credință și el credea că va primi lucrurile pentru care se ruga. Pentru că el nu cerea pentru binele lui, el cerea pentru cauza lui Dumnezeu. Priviți ce spune Sfânta Scriptură. Mai departe, citim în versetul 7. Vreau să observați cât de bun strateg, cât de bun planificator al lucrării lui Dumnezeu este Neemia. Versetul 7. Apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda. Neemia spune, împărate, dacă îmi dai voie să plec, am nevoie de niște scrisori autorizate, ștampilate, pecetluite din partea ta. Pentru că Neemia știa foarte bine care era atitudinea oamenilor. Porunca care fusese dată ca lucrarea să fie oprită. Du-te tu acum fără nicio autorizație, fără nicio scrisoare, fără niciun cuvânt din partea împăratului. Bună ziua, sunt Neemia, am venit să construiesc. Cine ești tu, măi omule? Cine te-a trimis pe tine în locul acesta? M-a trimis împăratul. Ia să vedem. Întrebare. L-a trimis cu adevărat împăratul? Îl trimisese împăratul? Îi permisese împăratul să poată merge și să construiască? Da. Imaginați-vă că Neemia ar fi pierdut din atenție o astfel de cerere. Să ceară scrisori autorizate, stampilate, pecetluite din partea împăratului și se ducea acum în Iuda. E posibil să fi întors înapoi ca să ceară o dovadă scrisă din partea împăratului Artaxerse și cu această dovadă se întoarcă să facă lucrarea lui Dumnezeu? E posibil lucrul acesta? Dar lucrarea lui Dumnezeu ar fi avut de suferit. Lucrarea lui Dumnezeu ar fi întârziat dacă un plan temeinic nu ar fi fost făcut de către Neemia cu mult timp înainte. Frații și surorile mele, ce lecții deosebite avem de învățat din partea lui Neemia. Nu numai că el cere scrisori, el deja știa ce îi trebuie. Zidurile sunt dărâmate, porțile sunt arse. Fiți atenți ce spune Biblia. Versetul 8. Și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne, să fac grinzi pentru porțile cetății de lângă casă, pentru zidul cetății, pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Dumnezeu mișcase inima acestui împărat. Neemia spune, împărate, știi, am nevoie și de niște lemne. Am făcut socotelile, am auzit ce se întâmplă, am nevoie de niște lemn. Vreau să-mi faci o scrisoare la Asaf, care este pădurarul pădurii tale regale, roagă-l frumos prin cuvintele tale ca împărat să-mi dea niște lemn. Trebuie să fac grinzi pentru zid, pentru poartă și așa mai departe, pentru ca construcția să meargă înainte. Nu spuneți dumneavoastră, frații mei, că aceste lucruri i-au venit în mintea lui Neemia automat, în momentul acela, clic s-a făcut și a venit în minte și numele cui îl chema pe pădurar și cât lemn avea nevoie și despre scrisori și toate acestea. Nu, frații mei, lucrurile acestea erau niște lucruri planificate prin credință în mintea lui Neemia. Doamne, știți, unii dintre noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea bani ca să facem lucrare. Dacă ar veni banii, tot n-aș ști ce să facem cu ei. Unii dintre noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea un loc retras afară din oraș pentru ca să mergem acolo, să stăm acolo. Și dacă ne-am duce în locul acela, nici n-am ști ce să facem nici acolo.
Pentru că în toate lucrurile Dumnezeu dorește ca noi să fim niște, între ghilimele folosesc, niște strategi, niște buni planificatori ai timpului și a resurselor, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu, cauza lui Dumnezeu să nu aibă de suferit. Acesta este caracterul lui Neemia. Împărate, am nevoie de timpul acesta? Împărate, am nevoie de scrisori pecetuite autorizații din partea ta? Vreau ca să vorbești cu Asaf, care este păzitorul pădurii împăratului. Am nevoie de lemn, am nevoie de aceste lucruri. Neemia era un bun planificator. Și Dumnezeu i-a dat și ceea ce n-a cerut. Biblia spune că Dumnezeu i-a dat bodyguards. Dumnezeu i-a dat o gardă de corp care îl însoțea pe Neemia în timp ce mergea. Nimeni nu se putea atinge de el, pentru că știau că era sub protecția împăratului. Neemia n-a cerut așa ceva. Dar când ești credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă ceea ce nici n-ai cerut. Priviți ce spune în Biblie. Versetul 9. M-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoțească niște mai mari ai de călăreți. Observați ce spune cuvântul. Împăratul a zis să-ți dau și niște soldați și niște călăreți cu tine să meargă. O să ai mai multă autoritate așa, nimeni nu va pune la îndoială faptul că eu te-am trimis și că scrisorile acelea sunt cu adevărat real. Prietenii mei, Neemia, un om al planului, un om care în rugăciunile sale, el spunea: Doamne, eu mă rog de parcă răspunsul trebuie să vină din partea ta. Toată situația aceasta poate fi rezolvată numai de către tine, dar eu am să-mi fac partea și am să lucrez de parcă răspunsul depinde de mine. Doamne, și dacă împăratul spune că da, cât lemn am nevoie? Și ce am eu nevoie ca lucrarea aceasta să fie făcută? Ideea aceasta de un bun planificator este subliniată mai departe în Neemia capitolul 2. Odată Neemia ajuns în Ierusalim, el nu face cunoscut planurile sale. Priviți ce spune Biblia. Neemia capitolul 2 și vrem să citim de la versetul 11. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea, atenție, m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Dar de ce te-ai trezit noaptea? În timp ce toată lumea dormea, Neemia, ca să nu fie văzut de oameni, oamenii să nu tragă concluzii greșite, pentru că împotrivirea deja se ridica să vom vedea, Neemia s-a trezit noaptea. Nu era cu mine nicio altă vită afară de vita pe care călăream. Și am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul balaurului și spre poarta gunoiului. Și acum ascultați, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Subliniați, el se uita și analiza cu băgare de seamă. Același lucru repetat. Am trecut pe la poarta izvorului, pe la iazul împăratului. Nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. M-am suit noaptea pe la pârâu. M-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii și astfel m-am întors. Observați cum se uita Neemia la situația în care se găseau zidurile și porțile. Cu băgare de seamă. În detalii. Acolo zidul e dărâmat. Pe acolo nici măcar o vită nu poate trece. Acolo poarta aceea este arsă. El știa toate detaliile. Și când a venit momentul, vom vedea într-o prezentare următoare, când Neemia a venit înaintea poporului și a zis: fraților, haideți să ne ridicăm din situația aceasta deznădăjduită. Haideți să ne ridicăm și să zidim. Cu asemenea acuratețe a prezentat Neemia situația în care se găsea Ierusalimul, zidurile și porțile, încât oamenii au rămas cu gura căscată. Ei nu înțelegeau cu Neemia, care venise departe, avea toată lista aceasta de detalii cu privire la starea în care se găsea poporul. Dar Neemia era un bun planificator. Neemia a observat cu atenție ce trebuie făcut, unde trebuie să fie făcut, cum trebuie să fie făcut și de ce este nevoie ca lucrarea lui Dumnezeu să poată înainta. Vă citesc din Profeți și Regi. Din capitolul, frații mei, ce cuvinte și ce învățături deosebite putem descoperi noi din cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Vă citesc din cartea Profeți și Regi. Profeți și Regi, chiar vă recomand să citiți aceste capitole
deosebit de importante. Capitolul se numește Constructorii pe ziduri. Ascultați ce spune aici. Pagina 637. Ascultați ce spune aici. Zice, în taină și pe tăcute, spune cuvântul lui Dumnezeu. În a treia noapte după sosire, Neemia s-a sculat la miezul nopții și împreună cu câțiva tovarăși de încredere a ieșit să vadă personal ruinele cetății Ierusalimului. Călărind pe asinul lui, a traversat dintr-o parte în alta cetate, cercetând zidurile dărâmate și porțile cetății părinților lui. Gânduri dureroase au umplut mintea patriotului iudeu. Când cu inima zdrobită de durere, privea fortificațiile ruinate ale Ierusalimului lui iubit. Amintirile măreției trecute ale Israel erau un contrast categoric cu dovezile umilirii sale. În taină și pe tăcute, Neemia a terminat cercetarea zidurilor și dregătorii nu știau unde fuseseră, declarase el și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusese nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunul dintre cei ce vedeau de treburi. Restul nopții l-a petrecut în rugăciune, deoarece știa că dimineața va cere un efort stăruitor pentru a trezi și uni pe concetățenii lui neuniți și deprimați. Neemia avea o însărcinare împărătească, prin care se cerea locuitorilor să colaboreze cu el în reclădirea zidurilor cetății. Deci el avea poruncă directă din partea împăratului. Apucați-vă și zidiți. Dar Neemia n-a venit cu forță. Avem aici un decret și trebuie să facem. Nu. Neemia și-a dat seama că oamenii trebuie să fie încurajați. Oamenii trebuie să fie îmbărbătați. Oamenii trebuie să fie îndemnați să facă lucrul acesta cu tragere de inimă. Zice, dar nu a recurs la exercitatea autorității. A căutat mai degrabă să câștige încrederea și simpatia poporului. Știind că unirea inimilor cât și a mâinilor era esențială în lucrarea cea mare care stătea înainte. Când a doua zi a adunat poporul și i-a prezentat astfel de argumente care urmeau să trezească energiile adormite și să-i unească pe cei risipiți. Ascultătorii lui Neemia nu știau și nici el nu le-a spus despre cercetarea pe care o făcuse noaptea precedentă. Dar faptul că Neemia făcuse acel circuit a contribuit într-o mare măsură la reușita lui, deoarece a fost în stare să vorbească despre situația cetății cu asemenea precizie și minuțiozitate care i-a uimit pe ascultători. Impresia pe care și-a făcut-o când a privit slăbiciunea și degradarea Ierusalimului a dat putere și seriozitate cuvintelor sale. Deci faptul că Neemia s-a trezit noaptea și a privit cu atenție, a planificat, un bun strateg, a făcut planuri, cum, a văzut situația ce trebuie făcut. Când el a venit să miște inima poporului, oamenii au zis, este exact așa cum spune Neemia. Frații și surorile mele, are lucrarea lui Dumnezeu nevoie de oameni care să planifice și să nu facă hazardat lucrarea lui Dumnezeu? Știți, am ajuns într-un timp în istoria acestui pământ când noi ne gândim că organizarea în lucrarea lui Dumnezeu nu este importantă. Și unii oameni au o problemă mare la capitolul acesta. Dar vreau să vă spun, frații mei, eu nu vreau să mă număr nici de cum printre unii ca aceștia. Dumnezeu niciodată n-a fost împotriva lucrării lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi terminată și nici înainta cu succes dacă lucrarea lui Dumnezeu e făcută hazardat. Hai să facem și noi ce putem. Hai să ducem să construim, dar n-avem nicio autorizație, n-avem nicio scrisoare, n-avem nici lemn, nici nu ne-am gândit la lucrurile acestea. Ajungem acolo. Și acolo ne trezim ce trebuie de făcut, cam ce ar trebui. Pierdem timpul și timpul trece. Dar împăratul m-a întrebat când te întorci înapoi. Neemia, un bun planificator al lucrării lui Dumnezeu. Frații mei, și astăzi oamenii au impresia că lucrarea lui Dumnezeu se va termina, fiecare face și ce apucă. Ăla face ceva, ăla face ceva, nu dăm socoteală nimănui sau nu e nicio dorință de a ne uni, de a face un forum comun, de a face un plan pentru cauza lui Dumnezeu, pentru ca să n-aibă de suferit cauza lui Dumnezeu. Mergem așa înainte. Frații mei, lucrarea lui Dumnezeu nu se va termina în felul acesta. Iar cei care avem o problemă cu organizarea și cu autoritatea și cu ascultarea,
nu vom putea fi folosiți de Dumnezeu în acest conflict final și în această ultimă etapă a lucrării lui Dumnezeu. Știați dumneavoastră că Biblia ne transmite foarte clar că există o legătură între sfințenie, ordine și disciplină în cadrul lucrării lui Dumnezeu. Unde nu există ordine, unde nu există organizare, dați-mi voie să vă spun, unde nu există curățenie, chiar în lucrarea lui Dumnezeu. Mulți evangheliști și misionari ar trebui să înceapă să facă lucrarea lui Dumnezeu de la a ști cum să-și facă patul. Cum să facă patul? Cum să-și așeze cerșaful? Cum să pună fața de pernă? Cum să-și împăturească pătura? Cum să dea cu aspiratorul în cameră? Frații mei, vă vine să râdeți dumneavoastră, dar este o realitate. Am văzut cu ochii mei comunități întregi unde oamenii au nevoie să fie învățați cum să spele dinții. Cum să șteargă urechile. Cum să aibă grijă de igiena personală. Și până când aceste lucruri nu sunt învățate de la acești oameni, nu putem spera mult pentru cauza lui Dumnezeu. Cauza lui Dumnezeu nu poate înainta cu astfel de oameni, indiferent cum s-ar numi ei. Pentru că nimeni din lumea aceasta nu vrea să copie viața unui om care trăiește în dezornică. Cocenii de porumb aduși trântiți acolo în fața casei și stau acolo luni întregi, trec mașini, trec tatoale, au umplut tot drumul, dar tu te numești adventist de ziua șaptea. Frații mei, gardul cade și lista poate continua. Fiecare dintre noi putem să ne gândim. Noi trebuie să fim o mărturie pentru cauza lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Haideți să citim din Biblie. Legătura dintre sfințenie, ordine, disciplină în lucrarea lui Dumnezeu. Mergem în 1 Corinteni la capitolul 14. 1 Corinteni la capitolul 14. Neemia, un bun organizator, bun planificator pentru lucrarea lui Dumnezeu, un bun administrator al timpului. 1 Corinteni capitolul 14. Vrem să citim de aici de la versetul 33. Ascultați ce spune Biblia. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. Neorânduială înseamnă lipsa ordinii. Dezordine. Atenție! Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. Deci, ce se găsește în Biserica Sfinților? Pace. Dar pacea nu poate fi prezentă unde dezordinea este prezentă. Este nevoie de ordine, de curățenie, sfințenie, acestea sunt sinonime. Ordine în cadrul lucrării lui Dumnezeu. Și dacă citiți în contextul din 1 Corinteni, capitolul 14, noi prezentăm principiul ordinii, dar în Corinteni 14, când se vorbește despre darul limbilor, nu la întâmplare Apostolul Pavel spune, dacă intră cineva într-o biserică și aude pe toată lumea rugându-se în limbi în același timp, nu cumva zice că suntem la nebuni? Dezordinea aceasta. Fiecare ce îi trece pe-n cap și vorbește și așa mai departe. Ordinea strâns legată cu sfințenia. Haideți să mai citim un pasaj. Mergem în Deuteronom la capitolul 23. Deuteronom, capitolul 23. Și vrem să citim împreună de la versetul. Ascultați ce spune Biblia de la versetul 12. Aici Dumnezeu prezintă legile acestea ale igienei, dar deși privim la aspectele practice ale vieții, lucrurile fizice, curățenia fizică, ordinea fizică, în același timp trebuie să avem privirea îndreptată spre cele spirituale. Pentru că niciodată nu vom aprecia cele spirituale dacă nu apreciem cele fizice. Frații mei, eu nu pot studia în camera în care sunt alături de soția mea și de copiii mei, în locul acesta, dacă la mine în cameră nu este totul aranjat. În cămăruța aceasta unde stau copiii mei, dacă hainele copiilor mei nu sunt împăturite, cărțile mele nu sunt așezate cum trebuie în raft, notițele mele, caietele mele în care eu studiez nu sunt puse, eu nu pot studia. Nu pot studia. Dacă patul este deșternut, poate ce, frate Andrei, ai o problemă. Poate. Dar așa sunt eu. Priviți ce spune Sfânta Scriptură. Deuteronom, capitolul 23. Vrem să citim împreună de la versetul 12. Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. Vorbim despre mersul la toaletă.
Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Dumnezeu spune, nu cumva să găsesc murdăria ieșită din tine prin tabără. De ce? Ascultați. Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale. Vă imaginați? Dumnezeu spune, tu știi că eu merg pe jos în tabără la tine? Și în timp ce merg, dacă cumva eu am călcat într-un casteluț, tu îți dai seama ce înseamnă lucrul acesta pentru mine. Uitați-vă dumneavoastră ce spune cuvântul. Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui de să fie sfântă pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu se abată de la tine. Sfințenia cu curățenia. Dumnezeu spune, nu te pot proteja de vrăjmași atâta vreme curățenie nu este la tine. Nici campaniile de evanghelizare n-au niciun rost în biserică câtă vreme guma de mestecat e lipită pe scaune. Acest frate Andrei, greu lucru ce. N-am să uit niciodată. Mama mea împreună cu mine și cu frații mei făceam curățenie în Biserica Adventistă din Viile Noi în Constanța. N-am să uit niciodată când mama s-a ridicat în picioare după o ocazie de curățenie de Sfânta Cină, ne pregăteam pentru Sfânta Cină și a ridicat o pungă sigilată în care se găsea jumătate din punga aceea din pachetul acela, gumă de mestecată lipită pe scaunele din adunare. Pampers aruncați după dulap, tampoane femeiești aruncate, împăturite și aruncate în colțurile bisericii. Și noi credem, frații mei, că Duhul lui Dumnezeu poate să stea într-un astfel de loc. Nu e de mirare că nu avem nicio apreciere pentru lucrurile spirituale. Și Dumnezeu spune, mai întâi de toate să-ți dau legea mea. Aduceți-vă aminte în Exod 19. Dumnezeu spune, spală-te, curățește-te, să nu fie nimic necurat, pentru ca să poți aprecia în cele din urmă lucrurile spirituale. Frații și surorile mele, trebuie să începem să ne facem curățenie în mașini? Trebuie să ne facem curățenie la noi în casă? Trebuie să facem curățenie în curtea noastră? Trebuie să fim sfinți și sfințenia nu are de-a face numai cu trăsăturile de caracter care nu se văd. Chiar și în aceste aspecte practice, când te pune cineva să faci curățenie, lasă colțul acela, nu. Nu? Exact acolo vine Domnul. Exact acolo vine Dumnezeu să verifice ordinea și curățenia. Iar principiile acestea citite în Sfânta Scriptură, frații mei, principiile acestea în Sfânta Scriptură, le spuneam tinerilor, studenți care au învățat la școala misionară, toți aceia care nu veți pune în practică lucrurile acestea, o să mă faceți de râs. Numai pe mine, cauza lui Dumnezeu. Cât de dureros este să fii alături de niște oameni care mărturisesc că sunt slujitori Dumnezeu și când pleacă din casa în care sunt cazați pentru lucrarea Dumnezeu, patul lor arată de parcă este aruncat o bombă. Valiza cu haine și cu alte lucruri arată dezastru. Ce predică este aceasta pentru cauza lui Dumnezeu? Noi avem de învățat de la Domnul Iisus. Și ce învățăm de la Domnul Iisus? Ordinea, curățenia, sfințenia. Ioan capitolul 20. Priviți ce spune Biblia. Ioan capitolul 20. Și vrem să citim împreună aici despre Domnul Iisus Hristos. Priviți ce spune cuvântul aici. Ioan 20. Este prezentat momentul învierii Domnului Iisus Hristos. Și de la versetul 3 spune Biblia, Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Și au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. Ioan a ajuns mai repede pentru că era mai tânăr. Și s-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scripturi Iisus trebuia să învieze din morți. Când au văzut prosopul împăturit, au crezut că Iisus a înviat. Știți de ce? Pentru că cu siguranță în călătoriile lor misionare au văzut modelul Domnului Hristos în ordine, în curățenie,
organizare. Chiar și în amănuntele acestea mici ale vieții, Hristos a prezentat un exemplu. Unii dintre noastre vă gândiți, dar noi avem altceva mai important decât făcut. Ce credeți dumneavoastră? Iisus nu avea altceva mai important de făcut decât să împăturească prosopul? Oare nu era așteptat el sus în ceruri? Oare nu îngerii doreau să-l vadă? Tatăl nu vrea să-l vadă? Oare nu era altceva mai important de făcut ca Iisus să-și ia timp să împăturească prosopul? Ce lucrare misionară este aceasta, frate? Să ne împăturim prosopul. Vedeți? Dacă privim prin ochii omenești, nu la întâmplare cauza lui Dumnezeu are de suferit și Evanghelia nu poate înainta. Prietenii mei, ce aș vrea să subliniez în aceste momente? Dumnezeu are nevoie de oameni asemenea lui Neemia. Dumnezeu are nevoie ca biserica sa să fie o biserică organizată. Repet, lucrarea lui Dumnezeu are mult de suferit datorită neorganizării. Nu, să nu credeți dumneavoastră, când vorbim despre organizare, lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat evangheliști, Dumnezeu a dat pastor, Dumnezeu a dat învățător, Dumnezeu a dat funcții în lucrarea lui Dumnezeu pentru organizarea lucrării, ca lucrarea să meargă mai bine. Eu n-am nicio problemă cu aceasta. Problema cea mare este că oamenii au folosit aceste titluri și aceste responsabilități de a se pune în calea lucrării lui Dumnezeu și de a duce lucrarea lui Dumnezeu într-o altă direcție pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și atunci nu mai putem asculta de oameni, ci trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Dar dacă există un pastor, există un prezbiter, există un evanghelist, există un președinte de conferință, există un președinte de uniune care mă îndeamnă pe mine să slujesc pe Dumnezeu din toată inima, eu sunt cu amândouă mâini și amândouă picioarele sus. Pentru că numai în unitate și în organizare lucrarea lui Dumnezeu va fi terminată. Biblia spune în Cântarea Cântărilor, capitolul 6 cu versetul 10, că biserica lui Dumnezeu este asemenea unor oști sub steagurile ei. Biserica lui Dumnezeu e o armată. Eu nu am văzut niciodată o armată neorganizată. Sunt companii, batalioane, sunt plutonieri, sunt comandanți, sunt capitani, sunt oameni cu... Există serviciul de informații, comunicare, fie artilerie, aviație, există toate aceste departamente care trebuie să lucreze cum? Împreună. Imaginați-vă o armată unde fiecare luptă cum vrea. Soldații, da, eu nu ascult de tine, eu mă duc încolo, altul trage în partea aia, fiecare face ce vrea. Și ceva se face. Dar bătălie de câștigat în felul acesta... Nu vom câștiga niciodată. Frații mei, este dorința lui Dumnezeu ca în aceste ultime zile ale istoriei acestui pământ să ne oprim și să facem planuri pentru cauza lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă exemplific. Treziți-vă dimineață, luați-vă o foaie de hârtie în mână și spuneți așa: Doamne, pe cine aș putea să sun eu în ocazia de astăzi să încurajez și să mă rog cu cineva? Faceți un plan și scrieți pe foaie de hârtie, pe sora X, pe sora Y, pe fratele cutare, pe fratele cutare. Fă-ți planul acesta. Odată făcut acest plan, împlinește-l. Caută să-l împlinești. Ești o soră care, dar nu pot să merg în lucrare, eu am o povară, pot să fac de mâncare pentru cei din jur. Da? Dar de ce ai nevoie ca să faci mâncare? Ai venit tu înaintea lui Dumnezeu și a spus: Doamne, eu vreau să fac de mâncare. Am nevoie de un sac de cartofi, am nevoie de un sac de fasole, am nevoie de lucrurile acestea pentru ca eu să fac atâtea porții de mâncare și să pot lucra repede. Organizare, planuri, o evidență a timpului și noi trebuie să lucrăm în aceste direcții. Mă duc în lucrare pe teren. Toată lumea vrea să facă lucrare cu cărți astăzi. Lucrare cu cărți. Mergem să împărțim cărți. Cum le împărțim? Le aruncăm în cutiile poștale. Le punem în poartă la oameni. Le aruncăm. Le ascundem. Ca să pară bine că împărțim cărți. Nu vreau să intru în detalii și să vă uimesc de atitudinea manifestată de oameni în numele lucrării lui Dumnezeu. Frații și surorile mele, dar sunt oameni sinceri care fac lucrarea lui Dumnezeu și trebuiesc ajutați, trebuiesc susținuți, trebuiesc încurajați. Fratele Marius Kerpec, cei de la Iacov Israel, echipa care distribuie cărți în țară și așa mai departe, și alte grupe care au o povară serioasă pentru cauza Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, chiar și în privința acestei lucrări cu literatura, noi trebuie să avem ținte. Bun, dau cartea. Dar cum mă contactează omul după? Hai să fac o ștampilă cu un număr de telefon.
Hai să fac o modalitate prin care pot continua. Am dat o carte, dar poate este bine ca să mă gândesc la un program de studiere a Bibliei prin corespondență sau o altă modalitate de a continua lucrarea. Nu am pus cartea în cutia poștală și am plecat. Și mai departe ce facem? Am făcut lucrarea, orașul acesta a fost acoperit. Cum a fost acoperit mai departe? Știi ce se întâmplă cu acele suflete? Și aceste lucruri se fac doar pentru că nu stăm jos și ne așezăm să ne gândim cum poate fi făcută lucrarea lui Dumnezeu. Cei care au povară să întâlnească, măi fraților, cum putem planifica noi ca lucrarea Domnului să nu aibă de suferit? N-avem timp pentru aceste lucruri. S-ar putea să ne ducem și noi, fără scrisoare, să ne ducem să construim, să ne ducem fără lemn, să ne ducem fără niciunul dintre aceste lucruri. Și nu e de mirare că cauza și lucrarea lui Dumnezeu are de suferit. Iubiții mei, frați, în această lucrare măreață în care Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu dorește foarte mult ca noi să fim niște planificatori ai lucrării lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, cu toate planurile pe care le facem, cu toată, cum să spun eu, cu toată dorința noastră de bine pentru a înainta cauza lui Dumnezeu, zidurile care sunt dărâmate, împotrivire întotdeauna va fi manifestată. Și să nu vă surprindă pe unii dintre dumneavoastră faptul că atunci când postiți, când vă rugați, când apelați la făgăduințele lui Dumnezeu, va veni împotrivirea, pentru că vrăjmașul nu vrea ca lucrarea Dumnezeu să înainteze. Și unii dintre noi ne gândim și suntem oarecum surprinși, dar de ce vin aceste lucruri peste noi, frate? De parcă nu știam că ele vor veni. Și mulți se dau înapoi și renunță la lucrarea lui Dumnezeu pentru că vine opoziția din afară sau dinăuntru și pentru ei aceasta e un semn că nu fac ce vrea Domnul să facă. Când s-ar putea să fie exact în poziția lui Dumnezeu. Priviți ce s-a întâmplat cu Neemia și am vrea să încheiem în această seară. Neemia în capitolul 2. Neemia capitolul 2. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, fraților, pe toți aceia care urmăriți acest mesaj, chiar și pe noi cei care suntem aici. Și Dumnezeu să ne ajute să avem ordine în viața noastră. Am fost sunat recent de niște frați, prieteni care își puneau problema aceasta între întrebării ieșitului afară din orașe, mutarea, stabilirea țară. Știți câți oameni ajung să facă pași fără să știe ce vor face acolo mai departe? N-au niciun gând ce vor face, nici cu ce se vor ocupa în lucrarea lui Dumnezeu, nici cu ce vor supraviețui, nici ce vor munci, nici ce vor mânca, nici un plan pentru cauza lui Dumnezeu. Ne ducem, vom vedea acolo ce-mi face. Va trebui să învățăm lecții grele, lecții prețioase și câteodată este bine ca să ne lovim noi singuri pentru ca să prețuim un sfat. Dar cât e de bine, frații mei, ca noi să facem planuri, noi să ne facem partea noastră prin credință și să ne rugăm exact cum spune Marcu capitolul 11. Haideți să citim în Marcu la capitolul 11. Înainte să citim din Neemia, mi-am adus aminte de acest capitol deosebit, în Marcu capitolul 11, pentru că așa se ruga Neemia. Marcu capitolul 11 și citim împreună de la versetul 24. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, atenție, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Așa s-a rugat Neemia. Doamne, dacă împăratul spune că îmi dă voie să construiesc, am nevoie de lemn. Îți mulțumesc, Doamne, pentru lemnul care o să mi-l dea împăratul. Doamne, am nevoie de scrisuri. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că prin credință eu știu că poți mișca inima împăratului și să-l faci să-mi dea cele autorizații de care eu am nevoie. Îți mulțumesc, Doamne, chiar dacă n-am nimic în buzunar acum. Frații mei, noi trebuie să credem că avem aceste lucruri, dar noi trebuie să ne facem partea noastră. Noi trebuie să ne facem partea noastră. Dumnezeu însă va mișca mâna Lui. În urma lucrării lui Neemia, priviți ce spune Biblia, Neemia la capitolul 2, vrea să vedeți Satan cu și cu descurajarea acum care vine să atace pe copiii lui Dumnezeu care au pe inimă zidirea zidurilor Ierusalimul. Priviți ce spune Biblia. Neemia capitolul 2
și vrem să citim de la versetul 10. Sambalat horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când a auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Deci Neemia venea și când a auzit că vine Neemia, nu le-a plăcut deloc. Cum e unul care are o povară ca zidurile să fie zidite, ca oamenii să fie vindecați, ca Evanghelia să fie prezentată, am învățat noi dimineață ce înseamnă zidurile? Cum are cineva povara aceasta? Nu-i de bine. Și spune Biblia, menționează aici despre Sambalat, horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și spune Biblia, când a auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copilului Israel. Și vom citi în capitolul următoare. Săgeată după săgeată, înfiptă Neemia și în cei care ziteau. Numai să-i descurajeze. Ascultați ce spune Biblia. Neemia 2 și citim de la versetul 19. Sambalat horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și Geshem arabul, fiind înștiințați, deci era o scurgere de informații, au fost avertizați de ceea ce se întâmplă. Și au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Aceasta este răsplata și este partea de care vor avea aceea parte care doresc să se angajeze în lucrarea lui Dumnezeu. Frații mei, trebuie să vă faceți pielea groasă. Și să învățați de la proverbul românesc care spune câinii latră, ursul merge. Trebuie să învățați să mergeți indiferent ce s-ar întâmpla. Pentru că Biblia spune, au asaltat cu dispreț și cu bagiocură, spune Biblia aici. Și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Și ei au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Ascultați! De la cine primea Neemia scrisoare și autorizație pentru ca el să poată începe această lucrare? Vă întreb pe dumneavoastră, de la cine primise el scrisoare? Ștampilată, autorizată, pecetuită, din partea cui? Din partea împăratului. Și acum, lucrarea aceasta de zidire a zidurilor e văzută, frații mei, ca fiind o lucrare care merge împotriva guvernului. O poruncă care merge împotriva împăratului. Voi vă răsculați împotriva împăratului. De câte ori am auzit în viața mea, frate Orășanu, tu vrei să începi o nouă biserică? Nu vreau să încep nicio nouă biserică, vreau să rămân în biserica pe care Dumnezeu a dat-o încă de la bun început. Și să fiu credincios mandatului pe care Dumnezeu l-a dat mișcării Advent în Apocalipsa 10, în Apocalipsa 10 cu 11 spunând, tu trebuie să prorocești din nou, i-a spus mișcării Advente, la multe neamuri, gloate, neamuri și limbi. Adică, du-te și proclamă întreita solie îngerească. Și frații mei, am autorizația aceasta de la Domnul Hristos însuși. Și orice împărat, orice lider al bisericii sau din afara bisericii, care îmi va spune să încetez și să nu mai fac lucrarea aceasta, este o veste care va trece pe lângă urechile mele și care va trebui să o pun în sertarul cu lucruri care nu trebuie să mă afecteze și să merg mai departe să fac lucrarea lui Dumnezeu. Așa vor fi categorisiți cei care vor să ridice zidurile Ierusalimului, zidurile adevărului, zidurile Evangheliei, lucrarea lui Dumnezeu. Nu cumva tu mergi împotriva împăratului? Nu cumva tu vrei să-ți faci o altă biserică? Nu cumva tu vrei să distrugi biserică? Nu cumva tu ai niște planuri secrete? Nu, frații mei, n-avem niciun plan secret. Dar trebuie să fim pregătiți că aceste acuzații vor veni din partea vrășmașilor cauzei lui Dumnezeu. Și vom vedea răspunsul lui Neemia de fiecare dată când bagiocurau. Neemia spunea, ce au zis? Hai să ne oprim să ne rugăm. Veți vedea că de fiecare dată când Neemia era disprețuit, bagiocorit, el se oprea și se ruga. Aș vrea să închei în această seară povestindu-vă o experiență. Suntem chemați să fim un Neemia acestor zile din urmă. Prietenii mei, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi ca în cercul nostru de influență, prin cuvânt și prin exemplu nostru practic, să mișcăm inima celor din jurul nostru și să îndemnăm pe oameni să lucreze pentru cauza lui Dumnezeu. Acesta a fost Neemia. În urmă cu mai mulți ani, n-am să uit niciodată, am fost în vizită împreună cu soția mea, cu copiii mei, am fost în vizită la o familie de misionari în Republica Moldova. O familie care era bine cunoscută de către soția mea, mai puțin decât de mine, deși ne intersectasem de câteva ori și
Ajungând în familia aceasta, soția mea de acasă a spus, hai să pregătim ceva de mâncare, pentru, în mod special pentru copii. Și nu știu de ce, a pregătit o pâine gustoasă, proaspătă și alte lucruri. Și ne-am îndreptat spre familia aceasta, odată pentru a vedea situația în care ei trăiau, cu ce se confruntă și de a încuraja, ne-a ruga împreună cu ei. O familie în care unul dintre copii suferea de epilepsie, un alt copil avea probleme de sănătate, cam fiecare avea o boală, o suferință. Dar oamenii aceștia aveau o inimă mare și o dorință de a sluji pe Dumnezeu. Și ajungând în familia aceasta, în timp ce mă găseam la poarta acestei familii, când am intrat în curte, copiii ne-au sărit în față, ne-au sărit în brațe, au recunoscut-o pe soția mea și soția mea atunci a luat pâinea și lucrurile pe care le pregătise și le-a dat copiilor. Frații mei, vreau să vă spun, nu glumesc când spun lucrul acesta. Mă uitam la copilașii aceia cum mâncau pâinea. Pentru ei era o delicatesă. Au luat pâinea, au rupt-o, s-au dus undeva așa într-un colț, undeva în spatele casei și mâncau pâinea aceea cu dor, cu nesanță, așa, cu poftă, pur și simplu te minunai când vedeai situația aceea în care se găseau copiii. Și acolo, în timp ce vorbeam cu ei și observând zidurile care erau dărâmate, am știut că putem face mai mult pentru familia aceasta. Și mi-am propus un lucru și am zis, Doamne, familia aceasta trebuie să fie ajutată. Și Dumnezeu a pus pe inima mea un proiect. Era o biserică în nordul Republicii Moldova, o biserică cu probleme mari. O biserică în care oamenii se băteau de-a binele, în adevăratul sens al cuvântului. Ocazii în care pastorul bisericii era sunat de către poliție, frate pastor, veniți și despărțiți-i pe membrii bisericii că se bat. Du-te tu ca pastor în centrul satului, desparte-i pe adventiști, împacă-te cu poliția, împacă-i pe frați. Evangelizare, frații mei, nu glumă. Evangelizare. Mai fă evangelizare acolo dacă mai poți. Și de la ce? De la un copac care creștea pe hat. Un copac care creștea pe graniță. Cranga asta, de ce e la mine, de ce e nu la tine? Dă-i bătaie! Bătaie între frați. Te doare mintea să auzi astfel de experiențe. Dar dacă n-aș fi fost acolo, n-aș fi crezut. Și cu astfel de comentarii am zis, Doamne, Tu nu poți folosi măcar astfel de oameni. Și într-o ocazie, în timp ce predicam cuvântul lui Dumnezeu, Domnul a pus pe inima mea și a zis, măi frații, voi nu vreți să faceți și voi ceva pentru cauza Domnului? Și el a împărtășit experiența pe care o avusesem cu familia aceasta. Și am zis, uitați, m-am uitat la o soră și am zis, soră, uitați, vrem să ajutăm o familie de misionari. Soră, dumneata, poți să pui deoparte în săptămâna aceasta un kilogram de ceapă pentru Domnul Iisus? Un kilogram, atât. Și sora a zis, frate Orășanu, dar ce un kilogram? Eu pun două, frate. M-am uitat la un alt frate și i-am spus, frate drag, dumneata n-ai putea să pui deoparte un kilogram de cartofi pentru cauza lui Dumnezeu? Și el a zis, frate, un kilogram? Eu pun un sac de cartofi. Și lista a continuat. Cineva a spus, eu dau un borcan cu zacuscă, eu dau compot, eu dau fasole, eu dau. Frații mei, la sfârșitul acelei ocazii, am umplut o mașină, porbagajul plin. De-abia am ajuns la familia acestor misionari. Nu pot să vă descriu bucuria care era în inima celor din casa aceea. Și ne-am întors cu veștile misionare la comunitate. Frații mei, ce ne costă pe noi ca în fiecare sabat să luăm hotărâre să punem deoparte pentru cauza lui Dumnezeu o pâine odată pe săptămână ca să ajutăm pe cei flămânzi? Să punem deoparte un kilogram de cartofi, un kilogram de ceafă. Suntem 50 într-o comunitate, avem 50 de pâini, 50 de kilograme de cartofi, 50 de fasole, 50 de ceapă, 50 de litri de ulei. Dar nu trebuie să fie toate de același fel. Diversitatea aceasta, oare nu găsim noi în zona noastră oameni care să poată fi ajutați? Problema cea mare rămâne în continuare. Există puțin oameni vizionari. Există puțini oameni asemenea lui Neemia. Există puțini oameni care să planifice și să organizeze lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că darurile și resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu și puterile noastre fizice sunt concentrate în lucrurile materiale lumii acestea. Dacă noi am lucrat cu același zel și cu aceeași intensitate,
cum lucrăm pentru lucrurile lumii acesteia, pentru lucrurile acestui pământ. Frații mei, Hristos ar veni de mult. Dacă ne-am trezit la 5 dimineața să ne rugăm, să studiem, să postim, să studiem cuvântul, să ne rugăm, să mijlocim pentru lucrarea lui Dumnezeu, cum ne trezim la ora 5 ca să prindem trenul sau să prindem autobuzul, să mergem la lucru sau să, eu știu, să facem ceea ce facem, de mult Domnul Hristos ar fi venit. Dar noi nu avem această povară. Și nu e de mirare că în continuare stăm pe pământul acesta. Neemia, în 52 de zile, a zidit niște ziduri care timp de aproape 164 de ani stătuseră dărâmate. Cum? Printr-un om. Post, rugăciune, apel la făgăduințele lui Dumnezeu, un bun organizator al lucrării Dumnezeu, planificare, mișcând inima poporului. Oare de ce n-am putea să facem și noi lucrul acesta? Dumnezeu să ne încurajeze în această nouă săptămână și în săptămâna următoare să privim cu bucurie experiențele minunate pe care le-am avut cu Domnul, plănuind lucrarea sa. Amin. Vă invit să ne rugăm în aceste momente împreună. Doamne, Tatăl nostru ceresc, venim înaintea Ta și recunoaștem cu toții, Doamne, că putem face mai mult pentru Tine. Putem să punem mai mult inima noastră, mintea noastră, pentru cauza lucrării Tale. Și Te rugăm, Doamne, ca să aduci Tu unitate în mijlocul fraților, în mijlocul celor care au aceeași povară pentru lucrarea Ta în aceste zile din urmă. Să ne rugăm, să planificăm și să acționăm, Doamne, prin credință, pentru ca să împlinim planurile Tale. Ajută-ne să fim și noi un Neemia al acestor zile din urmă. Binecuvintează pe toți aceia care ne-au urmărit în această seară. Binecuvintează pe cei descurajați, pe cei bolnavi, pe cei care au nevoie de mângâiere în aceste zile. Și fă, Doamne, ca cu toții să simțim pacea Ta, căci Te-am rugat în numele Lui Hristos și-ți mulțumim. Amin. Amin. Iubiți prieteni, vă mulțumesc din inimă pentru răbdarea pe care ați dat dovadă și în această seară, învățând, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Prin Harul Domnului ne vom întâlni într-o următoare transmisiune directă pe care o vom anunța pe pagina noastră de Facebook, 3 Solii Îngerești. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Maranata. Amin.